foreskins and your eyes. Producția Pisicile Aristocrate a fost lansată în decembrie 1970, la aproape 4 ani de la decesul lui Walt Disney, și a fost ultimul film aprobat de cineastul american înainte de dispariția lui. Este povestea unor pisici din alta societate a Parisului, mama Ducesa și pisicuții Berlioz, Marie și Toulouse, care ajung moștenitorii unei averi fabuloase. Filmul a fost deosebit și prin faptul că vocile personajelor au fost asigurate de actori celebri, cum ar fi Eva Gabor sau Phil Harris. De asemenea, marele artist francez Maurice Chevalier interpretează două cântece din film. Criticii de film au sesizat că filmul merge pe aceeași linie cu alt succes al studiourilor Disney, și anume 101 Dalmații. Yes, I just don't know how.